caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și vă desăvârșești pe ea. Fraților, știind că omul nu se îndreptează din faptele legii, ci prin credința în Hristos Iisus, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele legii. Căci din faptele legii nimeni nu se va îndrepta. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire, zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, a ieșit semănătorul să semene sămânța sa, și semănă în el o parte a căzut lângă drum, și a fost lăsat prin soarele și păsările cerului a mâncat-o. Altă parte a căzut în loc pietros, și dacă a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Altă parte a Thank you.
Sfântul Lazar, pe acestei Sfinte Biserici, care a fost sfințită în urmă cu 140 de ani. Ea a fost ridicată pe vremea Părintelui Dimitrie Ponciul, între anii 1867-1870. Timp de 7 ani de zile n-a fost sfințită din cauza că, se spune în monografia Bisericii și a Comunei Straja, apăruseră câteva fisuri la ziduri, pentru că acestea sunt foarte groase și au o greutate mare. 7 ani de zile așadar s-a așteptat și s-a observat care va fi evoluția. Iar pe data de 23 octombrie, anul 1877, această frumoasă biserică a fost sfințită de arhimandritul de atunci, Silvestru Morariu Andrievici, viitor mitropolit al Bucovinei. Tradiția spune că atunci când a fost construită această biserică, lucrul acesta s-a făcut cu mare efort și cu multă jertfă. Pentru faptul că piatra a fost adusă, se aducea tocmai de la Cernăuți. Pe timpul iernii, cu sănii trase de voi, cum era pe atunci. Și dura drumul 3 zile dus și 3 zile întors până când ajungea înapoi la straja fiecare transport cu această piatră. Primul iconostas a fost pictat de pictorul academic Epaminon Dapucevski, un om care a fost la vremea aceea și mult timp după aceea apreciat pentru arta sa. A doua mare și frumoasă și importantă etapă în construirea și în frumusețarea acestei biserici a fost aceea a picturii interioare, care s-a realizat între anii 1976-1984, pe vremea vrednicului de pomenire Părinte Nicolae Iftimiu. Și a fost sfințită această pictură în anul 1984. Iar în ultimii 20 de ani am reușit și noi, pe cât am putut, să mai realizăm anumite lucruri. Și anume, am înlocuit acoperișul acestei biserici, care, după cum se vede acum, are forma bisericilor din Moldova, cu șarpanta mult ieșită în afara zidurilor. Vreau de asemenea să ofer în apra Sfințitului Părinte Arhiepiscop Dimen, acum la sfârșitul acestei Sfinte Liturghii și acestei slujbe de pomenire pentru pictorii și binefăcătorii acestei biserici, o icoană cu Maica Domnului, cu pruncul nostru Iisus Hristos, care este realizată într-un mod mai deosebit, și anume cu mărgele din acestea mititele, care se folosesc de obicei atunci de gospodinele care înfrumusețează ouăle pentru Paște și este o icoană realizată cu multă migală. Și de asemenea se oferă în altul Sfințitului o carte despre straja, izvor de tradiție bucovineană, al cărei autor este doamna învățătoare Elisaveta Teleagă. Cea care, cu atâta ostenială, cu atâta rândă, reușește să păstreze tradițiile din straja și să le transmită prin grupul acesta frumos folcloric de copii numit Străjănuța. Și în paginile acestei cărți veți găsi în Sfânta Sfinția voastră fotografii și lucruri deosebite despre tradițiile din straja. Vă mulțumim! Foarte mult și rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze pe toți acei care ne-ați ajutat și ne-ați ajutat întotdeauna și să rânduiască Dumnezeu momente frumoase în viața noastră și să ne dea și nouă puterea să fim vrednici de asemenea înaintași care au trăit asemenea nouă și care au lăsat lucruri atât de importante în viața lor. Veșnică să le fie pomenirea tinerilor și a binefăcătorilor tuturor acestui Sfânt Locaș.